Bună seara! Așa cum ați putut constata de-a lungul timpului, televiziunea Global News nu este o televiziune asociată liniei corporatiste, tocmai de aceea am spus și vom continua să spunem adevărul. Așadar, putem constata astăzi, poate mai clar ca niciodată până acum, că Occidentul este într-o degringoladă accentuată, moment în care este necesar să ne formulăm, să ne adresăm întrebarea: ce face România? Ne lăsăm în continuare antrenați în acest salt către abis de către administratorii coloniei România, sau luăm atitudine urmărind să ne salvăm atât cât încă se mai poate? Pentru a discuta aceste lucruri, am invitat astăzi în emisiune pe trei reprezentanți ai Partidului Patrioților Poporului Român, Partidul Patrioții Poporului Român. O să încep cu președintele acestui partid, domnul Mihai Lasca, deputat. Bună seara, domnul Lasca. Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă mulțumim. În platou o avem pe doamna Oana Eftimie. Bună seara. Doamna Oana Eftimie este vicepreședinte al Partidului Patrioții Poporului Român și de asemenea responsabil cu comunicarea sau relații publice, cum se mai spune. De asemenea, îl avem în platou și pe domnul Cornelius Kramer. Bună seara! Bună seara! Bună seara. La dumneavoastră să povestesc un pic mai mult, pentru că sunteți o prezență nouă în Partidul Patrioții Poporului Român. Tocmai v-ați înscris în acest partid. Dumneavoastră ați fost membru de plin în Partidul AUR și o să vă rog, nu acum, în timpul emisiunii, să ne spuneți care au fost motivele pentru care ați ieșit din AUR și ați intrat în PPR, dar ca să vă cunoască oamenii mai bine, o să spun că sunteți născut în Olanda, ați venit prima oară în România în anul 1998 și ați avut o colaborare cu senatorul Ion Rațiu în cadrul unei organizații numite Intermediari. Ați colaborat și la ziarul Cotidianul. În 99 ați plecat înapoi în Olanda și v-ați terminat studiile universitare. Apoi, în 2001, ați revenit și de atunci, iată, au trecut 23 de ani, sunteți în România. V-a plăcut foarte mult în România, se pare. Corect. O să plec de aici. Nu o să plecați. Am anumită limită, dar o să povestim mai... Da, sigur. În prezent aveți propria noastră afacere, ca să zic așa, pe linia comerțului exterior, combustibil, dar este de menționat că ați fost director de divizie pe departamentul petrol și gaze al celebrei firme Schenker. Și ați lucrat în diverse posturi pe această linie transport și logistică. Diverse firme, da. Da. Unde am avut și acțiuni. Așa. Revin la problema fundamentală pe care dorim să o evidențiem în această emisiune, faptul că Occidentul este în degringoladă. Domnule deputat Mihai Lasca, vă urmăresc activitatea cu atenție și alături de milioane de români și am sezizat că de curând ați avut o prezentare, cum se numește? Declarație politică? O declarație politică în Parlament și ați atras foarte clar atenția față de un complex de probleme cu care se confruntă România. Dacă vreți să sintetizați așa foarte pe scurt ce ați spus în acea declarație politică, pentru că e reprezentativă pentru tema emisiunii. Da, am avut o declarație de curând în care am prezentat ce s-a întâmplat vis-a-vis de fermieri, adică au avut acele proteste care s-au finalizat printr-un eșec, deoarece guvernul nu a putut să le onoreze sub nicio formă decât la modul declarativ
revendicările. De asemenea, situația critică privind ajutorul oferit de România Ucrainei, ceea ce acum este confirmat și de către consilierul președintelui Zelenski, care de curând a afirmat public că România de la debutul războiului, adică conflictului din Ucraina, România a sprijinit atât cu susținere militară, financiară și logistică. Da, domnule Mihai Lasca, noi avem câteva imagini pe această temă și o să rog regia să le afișăm. Deci, vedem aici că un consilier al lui Zelenski, pe nume Mihailo Podoliac, a dezvăluit negocierile de culise care au fost purtate cu România. România va oferi garanții de securitate pentru aderarea la NATO. Un articol a apărut chiar astăzi în publicația Știri pe Surse. Și următoarea imagine, tot din presă, vedem ce acord negociază Ucraina cu România. Ucrainienii oficiali spun că România a oferit suport militar, financiar, logistic. Deci, de-a lungul timpului, aceste lucruri au fost făcute. Nouă românilor ne-au fost ascunse. Totdeauna ni s-a spus că sunt informații strategice și sunt secrete. Vă rog, domnul Lasca, să continuați. Sunt lucruri foarte grave care ies acum la iveală vis-a-vis de aceste acțiuni pe care guvernul le-a întreprins fără a consulta Parlamentul și poporul român. Respectiv să susții o țară care se află într-un conflict, există riscul foarte mare de a deveni țară beligerantă, respectiv România să fie implicată în război. Iar acum din nou, ministrul de externe al Ucrainei ne anunță că are discuții în derulare cu secretarul general Iulian Fota pentru a încheia un tratat de colaborare și de oferirea protecției în domeniul securității pentru Ucraina. Adică, a spus deja garanții. Mihai, acele garanții de securitate de care am auzit de acum două săptămâni și declarație pe care ulterior au retras-o, au revenit asupra ei pentru că și-au dat seama ce ar presupune aceste garanții de securitate. Da, o să-l las pe Mihai să continue. Da. Adică noi facem deja parte din alianța NATO și nu văd de ce s-ar amesteca România într-un conflict care nu-i aparține. Corect. Dar așa cum a menționat și președintele Vladimir Putin în acel interviu, Ucraina este o țară satelit a Statelor Unite ale Americii și se pare că și România se dorește a fi folosită tot pe post de satelit în această conjunctură privind conflictul din Ucraina. Da, practic acel acord de securitate, garanție de securitate, ar fi fost ca un cârlig care lega România de Ucraina și implicit Ucraina de NATO. Deci ar fi dus automat la extinderea conflictului. Da, deci eu v-am spus, v-am urmărit acea prezentare din Parlament și am observat, de exemplu, că ați mai spus că s-a decis de către oficialii români mărirea tranzitului de cereale din Ucraina către România de la 2 milioane de tone la 4 milioane de tone pe lună. 4 milioane de tone. Incredibil. Da, avem declarația domnului Grindeanu din septembrie 2023, atunci când toate statele din jur au continuat să blocheze importul de cereale, dar noi și cred că Bulgaria, nu știu dacă Bulgaria a rămas, noi suntem singurii care permitem și importul și tranzitarea. Și domnul Grindeanu, ca să mai acorde un beneficiu partenerilor strategici Ucraina, a făcut această concesie care, evident, dacă tot vorbim de protestul fermierilor și transportatorilor, că îi afectează, dar nimeni, când s-a discutat despre problemele fermierilor sau ale transportatorilor, Ucraina
nu a ieșit absolut deloc la iveală, nu s-a pus punctul pe I, foarte puțin, nici măcar de autodesemnații lideri ai protestatarilor, pentru că este evident că agricultura din România este pusă în impas de importul produselor agricole din Ucraina, dar pe lângă asta și transportatorii au mari probleme. Toată portul Constanța, canalul Sulina, toate acestea și transportul terestru au fost perturbate de această dorință de a ajuta Ucraina mai mult ca orice stat din zonă, cred ca eu. Ca să nu mai spunem, domnul Lasca, de faptul că aceste cereale aduse din Ucraina sunt sub standardele prevăzute de UE, fiind și modificate genetic. Da. Așa nici este. Porci mănânc porumb din Ucraina. Nici porci. Nici porci nu mănâncă. Nu. Refuză. Da, asta este un indicator foarte clar, pentru că, hai să zic că pe oamenii mai păcălești, dar animalele au un instinct. Corect. Da. Și asta arată clar că acele cereale nu sunt sănătoase. Dar prețurile lor fiind joase, evident că piața de procesare, care are atâtea probleme cu creșterea cheltuielilor la energie și așa mai departe, preferă aceste produse mai ieftine. Bineînțeles. Preț de dumping, cum se exact. Spune. Da. Și iată, deci tot felul de probleme grave, dumneavoastră ați amintit, domnul Lasca, și multe altele în declarația politică, dar autoritățile din România ce fac? Dumneavoastră sunteți în Parlament, ne puteți da un feedback, cum se spune, mai clar. Da, Parlamentul, Guvernul, președintele României sunt interesați ca să atragă investiții și susținere financiară pentru Ucraina. La fel cum procedează și Iohannis, care străbate organizațiile internaționale pentru a obține și a aduce cât mai multe investiții pentru reconstrucția Ucrainei. Niciun cuvânt nu menționează despre reconstrucția României. Corect. De aceea putem să-l numim președintele Ucrainei, la fel ca și Zelenski. Iohannis nu mai este președintele românilor. Așa este. De asemenea, nu preocupă soarta noastră. Spuneați că au ajuns administratorii României, că nici nu pot să-i denumesc guvernanți în adevăratul sens al cuvântului, să fie practic mai degrabă funcționari ai Uniunii Europene. Pentru că ei doar așa execută ordinele primite de acolo. N-au nicio decizie, suveranitate. Sunt funcționari ai Bruxellesului. Foarte doar că își primesc banii din bugetul național. Da. Bine, ar mai fi multe de spus referitor la relația României cu Uniunea Europeană. Aș vrea să îl întreb acum pe domnul Cramer câte ceva referitor la un eveniment care a zguduit opinia publică la nivel mondial. Este vorba despre interviul pe care președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a oferit probabil celui mai celebru jurnalist din lume, Tucker Carlson, un jurnalist american. Cam ce concluzii putem noi să deducem, să extragem, după părerea noastră, din acest interviu? Vă întreb și pentru că știu că sunteți un bun cunoscător al acestui domeniu relații internaționale. Ma, în curând o să rămână singurii rusofobi pe planetă sau pe mapa mond, o să rămână est-europenii, pentru că cei din vest n-au nicio problemă cu Rusia. Cu toate că propaganda la noi pe televiziune și pe mainstream media este foarte vehement și la noi, toată lumea acum e pe Twitter, nu prea mai crede ce se spune pe ecran. Noi din vest n-am avut un trecut îmbălăgat cu Rusia, de niciun fel. N-am avut un trecut îmbălăgat cu Germania. Dar astăzi nu mai numim nemții naziștii sau nu le mai acuzăm de atrocități ce au făcut și în Olanda. Apropo de Twitter, dați-mi voie să menționez că astăzi, după amiază, când am verificat eu, erau 200 de milioane de vizualizări, 200 de milioane, deci doar pe X, că nu se mai numește Twitter, preluată de Elon Musk, plus câte sute de mii de vizualizări sunt pe multe alte rețele. Da. Deci un impact absolut uriaș la nivel mondial.
Eu cred că societatea românescă, părerile față de Rusia sunt moderate. Este o versiune oficială, bineînțeles, ce se spune la televizor sau la nivel politic. Există și o versiune care noi știm în viața de zi de zi în România. România este, românii în general, este un popor ortodox, cultură ortodoxă. Mă uit și la nevastă ma, prietenă sau prietenie, există mai mult... E româncă? Româncă, corect. Mai mult cu persoană dinspre răsărit. Ucraina, Rusia, Kazahstan, Bulgaria, Serbia, oricând n-am dus în Olanda și am încercat să mai socializăm și acolo, clar, există o diferență de cultură. Și părerea mea este foarte clară. Diferența de cultură între românii, cu totul că e un popor latin și limba latină și așa mai departe, face parte dintr-o lume ortodoxă. Și dacă ne uităm la Ucraina, acolo există un curent nazist. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Dacă pot să fac o glumă cu Globa Klaus, Rus, care nu este de... Bine, nu merg în direcția asta. Fac o scurtă mențiune. La Global News, chiar la emisiune, mai multe emisiuni ale mele, am primit amendă de la CNA pentru că am afirmat că în cadrul forțelor armate ucrainene există grupări, structuri cu orientare neonazistă. Este o problemă gravă. Deși am dat dovezi. Este o problemă gravă și eu sunt, cum să zic, dacă ne uităm mai departe în Ucraina ce se întâmplă acolo, putem, Kolomoisky cu mișcarea lui de la Kabat, care culme, ei au susținut pe naziștii astea, ei au sponsorizat pe naziștii astea 2014. Dacă ne uităm la Nudelman, Nuland, sau la Blinkenmeier Horowitz, la toată gasca de trotskiist, de neocons, că tu știi, neocons sunt trotskiist, prin James Burnham. Da. De fapt, toți sunt trotskiisti. E un cabal care a susținut pe naziștii astea acolo. Și este o mișcare extremistă și în lumea evriescă, care s-a cuplat cu o mișcare extremistă nazistă. Și acolo a ieșit acest, acest război. Și eu sunt jumătate evreu din partea mamei, ca să zic așa, deci pot să vorbesc deschis, nimeni poate să mă acuze de antisemitism și așa mai departe, dar trebuie spus lucrurile pe nume. Există fiecare, și mare pericol este că, dacă ne uităm acum și în Israel ce se întâmplă acolo, această percepție că noi suntem un popor ales sau noi suntem un popor superior față de alții care trăiesc lângă noi este total greșit. Se poate vine și din partea ungurescă, din România. De la voi am văzut mai puțin. Voi românii sunteți tolerant, un popor tolerant, latin, prietenos, deschis. Nu am văzut prea mult la voi așa, în schimb, atitudine din asta. Facebook-ul și YouTube tot timpul foarte tolerant. Că suntem rasiali. Am văzut și în partea ungurescă această atitudine, că nu mai așa că noi suntem mai superior față de români și așa mai departe. Voi sunteți un popor foarte, prea docil. Pentru că dacă vorbim de siguranță și de siguranță poporului, de ce nu vorbește nimeni de poporul român în Cernăuți? Ce s-a întâmplat cu preotul Login, care a fost batut amar acum cu... Exact. Cu o săptămână. Nu e prima dată, ce da. Siguranță dă România românii din Cernăuți? Ce siguranță dă România pentru românii din Buciac, care face parte din sudul Basarabia? Păi noi avem teritorii românești incorporate în Ucraina. Și tot timpul aceste ciocniri și discuții nedeterminabile despre Transnistrie, care a fost alipit de Stalin. Să nu uităm că granița naturală a României este la Nistru, nu peste Nistru. Și când ați trecut de Nistru, a fost numai nerăuciri. Nu a fost bine pentru România, când ați trecut de Nistru. De ce există din nou această tendință de la NATO mai ales, că nu de la voi români, de la NATO, dar NATO împinge pe români să treceți din nou Nistru, ca în 41. Nu se va termina bine. Și de ce nu niciodată vorbește nimeni în România, și mă bucur că am această posibilitate acum aici, dar faci un schimb eventual cu Transnistrie dat înapoi la ruși și Cernăuți și Buciac primit înapoi la mama patriei. De ce nu există această dezbatere în România niciodată? Eu nu înțeleg. Deocamdată nu se pune problema unei dezbateri pentru că noi nu mai avem suveranitate. Deci cine se discute? Noi așa putem discuta la nivelul populației, dar decidenții
sunt a servit intereselor străine. Mă aveți de acord cu mine ca cursul natural al istoriei sau al poporului român sau al culturii sau a mersul lucrurilor ar fi ca ce a nauci Buzac să face din nou parte din România, inclusiv Republica Moldova, cu dreptul egal la minoritate rusă, cu dreptul egal la minoritate rusă, nu ajungem la un doi la Donbass, nicio discriminare nici pentru cei care vorbesc limba rusă acolo. Dar în același timp Transnistria dat pe partea celălalt. Bun, o să mai discutăm. Doamna Eftime, să revenim la interviu oferit de președintele Federației Ruse. Vă adresez aceeași întrebare. Ce concluzii am putea noi să desprindem din acest eveniment? Eu o să mă rezum mai mult la partea de imagine. Deci este evident că nu există un politician la momentul actual care să stârnească atâta interes cât stârnește Vladimir Putin. Și exact cum ați spus mai devreme, interviul are peste 200 de milioane de vizualizări numai pe Twitter și a fost șansa pentru societatea din vest să vadă și cealaltă parte a poveștii, pentru că de 2 ani de zile trăiesc în narativul ăsta al mainstream media, celelalte căi de comunicare, de sursele informaționale rusești sau alternative fiind blocate. În vest, știm că asta s-a întâmplat inclusiv în România. Vreau să vă spun, mă scuzați că întreb, eu personal i-am luat 3 interviuri ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin. Bravo. Da. Și respect. Aceste interviuri, deși au fost făcute după toate regulile jurnalismului, nu au fost preluate, difuzate de presa corporatistă. Ignorare totală. Ignorare totală. Deci, asta face parte din strategia că nici măcar nu trebuie să critici ceva pentru că îi faci reclamă. Da, să nu se afle. Exact, exact. Dar interviul a fost și foarte bine promovat și e clar că Tucker Carlson are niște pârghii și a permis vesticilor să vadă cum arată un lider adevărat, un lider puternic, în antiteză cu personajele caricaturale care conduc acum Joe Biden, Boris Johnson, că tot a apărut în interviu, s-a discutat despre el, sau chiar Macron și Scholz. Este clar că Occidentul acum produce doar personalități anoste, și mai degrabă lider de carton, da, politicieni marionetă, exact cum a spus și Mihai, funcționari, în cazul nostru noi știm că sunt funcționari ai Bruxellesului sau ai partenerului strategic SUA. În cazul vestului, ei sunt funcționari ai intereselor corporatiste sau ai elitelor. Ei au fost aleși pentru aceste poziții ca să. Și se vede clar că nu au niciun fel de putere decizională, spre deosebire de un lider ca Putin sau Erdogan sau da, mai sunt puțin. O remarcă vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră. Nu e vorba numai că a arătat falsitatea acestor lideri, dar întreaga narațiune promovată de Occident a devenit, prin comparație cu discursul oferit de Putin, pur și simplu caricaturală această narațiune, pentru că ni s-au tot repetat anumite afirmații care erau, de fapt, cu totul artificiale, false, iar atunci când îl auzi pe Putin, constați că lucrurile au sens. Eu nu vreau neapărat să fiu filorus, putinist, dar efectiv, eu am scris și cărți, sunt doctor în geopolitică. Cunosc subiectele astea și am capacitatea să le apreciez prin gândire critică, analiză critică. Și îmi dau seama pe unde se află dreptatea. Și dacă o să avem timp, o să intrăm în detalii. Domnul Mihai Lasca, vă rog și pe dumneavoastră să ne spuneți ce opinie, ce concluzie aveți vis-a-vis de acest subiect, interviul cu Putin. Dar l-am urmărit și eu cu interes, dar cred că îl voi mai urmări încă o dată. Acum cetățenii din vest, atât din Europa cât și din Statele Unite ale Americii, au putut să afle ce este la originea acestei intervenții militare din Ucraina, respectiv faptul că
reprezentanții NATO au încălcat promisiunea pe care au făcut-o în 1991, că nu se vor apropia de granițele Rusiei, iar acum vedem că și-au instalat baze și în România și încearcă să o facă și în Ucraina. Vedem cum am aflat, cum bine, noi știam toate astea, cum în din 2014 încoace cetățenii ucraineni de etnie rusă sunt maltratați, atacați și nenorociți în Donbas. Exact. Asta ține tot de provocarea pe care reprezentanții NATO au făcut-o la adresa Federației Ruse. Sunt lucruri pe care le-a spus președintele și vis-a-vis de procesul de denazificare pe care îl desfășoară. Mai am aflat de asemenea că în urmă cu 18 luni a fost un proces de negocieri care din cauza premierului Boris din Marea Britanie nu s-a finalizat. Iar toată discuția a fost anulată. Deci acest conflict putea să se termine în urmă cu 18 luni, iar acest prim-ministru la Ordinul Statelor Unite ale Americii a pur și simplu a prăbușit toată discuția de până atunci. Într-adevăr. Nu neapărat ca o critică, da. Dar sunt și subiecte care nu s-au discutat. În primul rând, nu știu dacă era interes din partea lui Tucker Carlson, deși când avea emisiunea la Fox a discutat despre laboratoarele biologice din Ucraina. Așa este. Și nu s-a adus în discuție. Poate nu s-a adus în discuție pentru că s-ar fi ajuns la subiectul pandemie, unde, cumva, Rusia a tratat, la fel ca Occidentul colectiv, problema. Impunerea restricțiilor, impunerea vaccinării, desigur, cu vaccinul produs lor. Cu vaccinul lor, dar exact au procedat exact la fel cum a procedat vestul. Așa este. Aici am putea să discutăm, nu știu dacă e momentul cel mai potrivit. Eu personal am avut emisiuni cu domnul Corvin Lupu, în care am analizat acest domeniu, să zicem așa, și există niște explicații, la fel și de ce ar fi promovat Trump. Dar aș propune să nu deviem foarte mult, că avem o altă direcție. Totuși, vreau să punctez legat de ce a zis și domnul Mihai Lasca. A fost întrebat Putin de către Tucker Carlson care a fost motivul principal care a declanșat decizia, triggerul, cum zice, de a invada Ucraina. Pentru că în Occident lucrurile sunt prezentate în felul următor. Pe 24 februarie 2022, dictatorul Putin a decis expansiunea Federației Ruse și invadarea Ucrainei. Fără niciun motiv, nejustificat, pur și simplu brutal și încălcând toate tratatele internaționale. De aici pleacă analiza Occidentului. Nici de cum dinainte. Și Putin a explicat că unul din motivele principale a fost acela că nu a fost respectat acordul de la Minsk. De fapt, au fost două sau chiar trei faze ale acordului de la Minsk. Acorduri semnate ca și garanți de către Polonia, Germania și Franța. Și ulterior, în 2022, au recunoscut liderii din Germania, respectiv Angela Merkel, și din Franța, François Hollande, că ei, deși au semnat, n-aveau nici de cum de gând să respecte prevederile acordului. Deci vedeți câtă sfidare la adresa Rusiei și a populației de etnie rusă din Donbas. Deci, populația de acolo a fost bombardată cu mijloacele statului ucrainean, cu artilerie, cu aviație. Oamenii aia erau fără apărare, au fost omorâți cu
miile, cam 14.000, inclusiv copii, și atunci, dacă nu a fost respectat tratatul, acordul de la Minsk, care era sub umbrela ONU și organizației OSCE, atunci, efectiv, Putin a considerat că e cazul să intervină. Mă rog, ar fi multe lucruri. Eu cred că acestea sunt aspecte obiective care sunt de natură să deschidă ochii oamenilor. Deci aici nu facem propagandă rusă. Sunt date concrete, acordul de la Minsk. Căutați-l pe internet și o să vedeți că sunt efectiv date publice. Bun, deci dacă doriți să mai completați ceva pe acest subiect, interviul cu Putin, haideți să stabilim acum, dacă nu, trecem la un alt subiect. Ultimul punct de spus este că în America există o mișcare acum care se numește Make America Multipolar Again, adică se face din nou America o țară multipolară pentru că radicinile ei sunt multipolare. Și dacă ne uităm înapoi în istoria, a fost o strânsă legătură între Lincoln și Alexandru al II-lea, țarul. Ei au fost prieteni de suflet. Și atunci când era problemă cu război civil în America, a trimis Alexandru al II-lea flota lui de război la Boston, a aterizat flota lui acolo ca un semn de avertizare spre britanici că dacă mai stârniți neliniște în sudul, pentru că planul era de a captura America dinspre nord și sud. Confederates a fost o invenție a britanicilor, a globalistilor, nu acest imperiu globalist. Și atunci au fost uniți, au fost aliați. Și de acolo, într-adevăr, a fost și Alaska dat de rus la american ca un semn de prietenie. Și vreau să fac un cale ferată de la Washington până la Moscova. Trans-Alaska, Siberian. În fine, a fost o inițiativă de a lega strâns și ca comerț și ca infrastructură Rusia cu America. Pentru că atunci dușmanul nu era Moscova, era Londra. Și America s-a născut dintr-o rebeliune împotriva Londrei. Și acum se vede din nou acest războiul de independență. Corect. Și americanii se reamintesc din nou că, de fapt, Moscova este aliatul natural al Americii, și nu Londra. Și tot deep state-ul și tot ce vedem acolo, mare parte din erucire ce se întâmplă acolo în America, este, de fapt, Londra. Da. Așa este. N-aș vrea să intrăm pe un teren pe care unii îl consideră conspiraționist, dar se consideră că există trei Matthew Arrett orașe, scrie mult articole despre, deja e mainstream, Matthew trei Arrett, orașe independente, da, centre de putere, City of London, Washington și Vatican. Și ele au efectiv alte legi, stat în stat, față de trei corone, statul unde aparțin. Da. Încă un lucru pe care cred că oamenii îl pot afla din interviu dat de Putin, foarte important, de ce a bombardat Kievul Donbasul? Pentru că populația rusofilă de acolo se opunea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO, ceea ce Victoria Nuland, secretar de stat american, în decembrie 2013, spunea, am dat 5 miliarde de dolari pentru democrația din Ucraina. Dar nu puteau să integreze Ucraina pentru că populația de acolo nu vroia. Și atunci lasă că vă explicăm. Da. Doamna Eftimie, vreți să mai Nu, cred că ceva? Un singur lucru ar mai fi important de menționat acum. Putin a spus încă o dată că nu intenționează să invadeze alte state. Că vedem că vedem toată această propagandă care acum crește. Imediat după interviu. Da, și înainte un pic, cum pentru a se justifica toate aceste achiziții de armament ca să se mențină corporațiile din zona asta în picioare, că până la urmă ăsta e scopul prelungirii războiului. Unul din ele, pe lângă slăbirea Rusiei. Și cred că și asta trebuie luat în considerare, că e o afirmație importantă. Da, de altfel, e ușor să observăm că după interviu, reacția Occidentului, mai ales la nivelul oficialilor, a fost furibundă. Au propus să fie instituite sancțiuni inclusiv împotriva lui Tucker Carlson, deși el, ca jurnalist, e firesc să se ducă să ceară celălalt punct de vedere, da, care a fost reprimat.
Și a izbucnit această narațiune că ne atacă Rusia, trebuie să ne înarmăm. Da, deci, domnul Lasca, ce credeți dumneavoastră? Există vreo motivație din partea Federației Ruse? Dumneavoastră, ca și mine, de altfel, ați fost la ambasada Federației Ruse de mai multe ori și ați discutat cu domnul ambasador Cuzmin. Ce credeți? Au de gând rușii să ne atace? Se pare că doar se încearcă a fi speriate, a se speria țările din Uniunea Europeană, chiar și România, cu acest pericol al invaziei rusești. Președintele Putin a declarat ferm că nu va ataca nicio țară, respectiv Polonia sau România sau Ungaria sau care mai erau în discuție. Decât atunci când, dacă Polonia, de exemplu, va ataca Rusia. Deci, sub un singur pretext, s-ar putea întâmpla acest scenariu. Dar reprezentanții NATO și chiar șeful statului major din România ne avertizează că Rusia, dacă trece de Ucraina, nu se va opri și va intra în România. Nu au niciun interes să intre în România, dar totodată să nu facem, continuăm cu provocări, precum cele care s-au întâmplat până acum, iar avioanele de luptă pregătite pentru Ucraina nu trebuie să decoleze de pe teritoriul românesc. Nici instructajul nu trebuie să aibă loc în România. Bun, deci în concluzie, cum ați răspunde la această întrebare, evident, cam, cum să spun, forțată din partea mea, credeți că au vreo motivație să ne atace? Adică... Eu am toată convingerea că nu au nicio motivație câtă vreme noi ne vedem de treaba noastră și rămânem neutri. Neutri. România trebuie să rămână neutră. Exact. Ați văzut că Tucker Carlson l-a întrebat, veți ataca Polonia? Și Putin a zis că atâta timp cât Polonia nu ne atacă pe noi, nu avem niciun motiv. Avem țara cu cel mai întins teritoriu din lume. Și iarăși, față de ce ați spus mai devreme cu negocierile de la Istanbul, domnul Lasca, negocieri Istanbul, blocate de premierul Marii Britanii Boris Johnson, ulterior, și asta am aflat acum de la Putin, Zelenski a dat un decret că este interzis oricărui oficial din Ucraina să facă negocieri de pace cu Rusia. Deci, vă dați seama, și-au închis toate căile. Și o alte două concluzii pe care le putem trage importante, s-a terminat cu globalizarea, despre care s-a învățat la școli, la universități, că e inevitabilă și că deja ăsta e viitorul. Practic, globalizarea era un alt nume pentru unipolaritatea dorită de SUA, după care ar fi urmat guvernul mondial. Și, de asemenea, putem concluziona că centrul de greutate al lumii s-a mutat din Occident către Vest, către Est, pardon. BRICS-ul în prezent are cifra de afaceri mult mai mare decât G7. Foarte semnificativ. Da. Bun, deci v-aș propune să intrăm puțin mai în detalii, mai în esența unei problematici sensibile pentru România, relația României cu Federația Rusă. Până acum, datorită, sau mai bine zis, din cauza acestui conflict cu Ucraina, toate relațiile cu Rusia au fost închise. Deci Rusia este dușmanul, nu care cumva, ibau-bau, vin peste noi. Deci, doamna Ana Eftimie, ce părere aveți despre... Da, e clar că nu există niciun fel de relație și... Ce crede Partidul Patrioții Poporului Român despre asta? Care ar fi strategia? Chiar avem un punct din program care propune ieșirea din paralizia asta nord-atlantică și reluarea relațiilor economice și cu alte state, precum Rusia sau China, cum a spus și dumneavoastră.
orice este în interesul nostru, în interesul poporului român. Da. Îmi amintesc că din dezvăluirile pe care le-a făcut domnul Corvin Lupu, profesor universitar doctor care a format foarte multe cadre în sistemele de securitate, în serviciile secrete și în armată, sute. Și spunea că Federația Rusă a oferit de multe ori oportunități României de a face afaceri deosebit de avantajoase. Da. De exemplu, să preia România gazul din Rusia și noi să-l dăm Europei și Ucrainei, și România a refuzat. Da. Prin conducătorii de la acea vreme, în cazul ăsta, cred Adrian că a fost Băsescu. Adrian Năstase, Băsescu, Constantinescu. Da, da, da. A fost mai multe oferte. Da. Da. Pentru că noi ne aflăm deja sub comanda Americii. Da, și pentru că vrem să ne sinucidem împreună cu Vestul. Cam asta este strategia guvernanților români. Da. Domnul Cramer, dumneavoastră, cum vedeți, având așa o acoperire mai mare, veniți din Olanda, ați trecut prin multe țări, relația cu Rusia? Eu personal am văzut, și apropo de interviu cu Putin, la un moment dat Tucker îl întreabă pe Putin cine a distrus conductele Nord Stream. Și Putin i-a dat un răspuns așa mai glumeț, dar până la urmă chiar Tucker a zis: în Germania, de exemplu, toată lumea știe că NATO a distrus conductele, respectiv SUA. Dar cu toate astea, deși economia germană a ieșit în pierdere pentru că nu mai are gazoductele Nord Stream, nimeni dintre oficialii germani nu îndrăznește să ridice problema. BRICS are 62% deja cifră reală din economie mondială, va trece în curând la o monedă susținută de standard aur. Nu au datoriile imense, nu sunt îndatorate state, vorbesc de jucători principali, cum ar fi China și Rusia și inclusiv țările arabe, ca au și OPEC acum. Deci OPEC a mutat Arabia la Saudită, BRICS. Arabia Saudită, Emiratele Arabe. Și acum există o resetare, dar nu resetare la care s-a gândit Klaus Schwab, este o resetare, se numește aur, petrol, aur. Deci, efectiv, tot ce intră ca, să zicem, parte financiară în Saudia Arabia, sau cum se zic, Arabia Saudită, și în Iran, și așa, va fi schimbat în aur pe bursă de aur în Shanghai, care s-a declupat de bursă de aur în Londra, și acolo se va dicta și prețul de aur și prețul de petrol, dar prețuri legate de standard aur. Și atunci, toate monezile fiat, care nu mai au nicio bază, e un fel de monez fake, nu absolut, fictiv. Exact. O să fie, se vede deja în petrol, eu chiar activez în domeniul petrolului, bariul crește, fiecare zi care trece, prețul explodează și în curând efectul va fi și la, bine, eu sunt deja la începutul lanțului, dar în curând o să vedem asta și la benzinerie. S-a decuplat, nu mai are nicio legătură sistemul lor economic cu sistemul nostru din vestul colectiv, cum s-a spune pe de Duren, nu? Alex Cristoforu și este un podcast foarte cunoscut, care ne ascultă fiecare zi. Și BRICS, dacă vorbim de perspective românescă, aducem un pic înapoi aici pe picioarele pe pământ, a fi o mare pierdere dacă România nu se va privi mai mult spre est, pentru că, cum văd eu, dar pot creșesc, dar umeresc geopolitică destul de aproape, în curând o să avem granițe cu BRICS. Și ce facem? Nu facem nimic? Nu știu unde va fi granița, la Cetatea Albă sau la Tulcea. Asta nu știu. Dar în orice caz vom avea granițe cu BRICS. Pentru că Nova Rusia, inclusiv Odessa, va fi eliberat de acest nazist și va fi parte din nou de Nova Rusia istorică. Și atunci, ce facem dacă avem lângă noi o zonă care va fi mai puternică decât America? Mexicanii s-au bucurat, nu au trăit lângă America atât de mulți ani. Apropo, se pare că și Mexico va fi BRICS în curând. Și dacă chiar Mexico va fi BRICS, noi Elon care Musk, stăm lângă... Da, Elon Musk a chemat investitorii Mexico lângă SUA va fi BRICS, vrea BRICS. Da. Și noi care stăm în curând lângă BRICS, noi nu vrem BRICS? Eu nu înțeleg. Păi stați mică, de multe ori se folosește sintagma asta, că noi românii vrem. Trebuie să facem diferența între populație, popor
și administratori care nu acționează în interesul poporului român. Da. Așa, doamna? Așa este. Din păcate, și colțul nostru suveranist este dominat de hegemonist, din păcate. Toată lumea vorbește de globalist, dar este un termen deja învechit. Noi nu mai suntem în 2020. Acum vorbim de multipolarist, cum suntem noi, pro-multipolaritate, versus de hegemonist, care vor să păstreze această hegemonie, această plantație, nu, această sclavie față de instituții globaliste, cum ar fi World Bank, FMI și așa mai departe. Eu am citit un articol spre, eu nu știam asta. În 97, World Bank a obligat România să distrugă toată rezervele astea de grâu și de hrană și așa mai departe. A fost pus foarte bine pus la punct. Și s-au șantajat România, pentru că atunci România a avut problemele destul de mari financiare, care cred că tot a fost direcționat ca să privatizeze tot ce mai era de valoare la bani puțin. Dar World Bank atunci a pus cuțitul pe gât al României și a zis că voi trebuie să distrugeți asta pentru că tot va fi just in time. Corect. Vreau să-l mai întreb ceva pe domnul Lasca. În contextul relației României cu Rusia sau unei potențiale relații mai accentuate, constatăm, domnul Lasca, un proces foarte important, anume cel de dedolarizare. Deci, dolarul a fost folosit ca armă economică împotriva Rusiei. Rusia a fost și este țara cea mai sancționată din lume de către Occident. Cu toate astea, a ajuns economia numărul 1 a Europei, că Rusia se întinde pe două continente. Și procesul de dedolarizare, de exemplu, în Rusia a făcut ca din 80% cât se foloseau în tranzacții, dolari și euro, a scăzut la 13% anul ăsta. Da. Deci ei nu mai folosesc. Deci ce părere aveți, domnul Lasca, vis-a-vis de această schimbare de balanță în relațiile de putere? Da, ce trebuie să facă România? România trebuie să își schimbe clasa politică. Iar sancțiunile care au fost cu dedicație pentru Rusia, vedem într-adevăr că s-au întors ca un bumerang împotriva țărilor europene. Și apropo de declarația mea pe care am prezentat-o în Parlament în această săptămână, v-am pus-o la dispoziție în regie, puteți eventual să o și introduceți, are 2-3 minute și cred că ar fi de interes pentru respectatori. Sigur, regia, dacă este pregătită declarația, chiar ar fi foarte bine să o urmărim, că ați punctat excelent acolo. Apropo și sintetizează. De ce spuneați, chiar săptămâna trecută a fost un articol în Financial Times cu titlul Incredibila reziliență a economiei rusești. Exact. Adică sunt anumite lucruri pe care nici măcar ei nu le mai pot ascunde în punctul ăsta. Corect. Deci, practic, Occidentul a dorit să îngenuncheze Rusia și a ajuns să fie ei îngenuncheați de BRICS. Da. Că Rusia lucrează în parteneriat cu China și celălalt. Și BRICS-ul s-a mărit. Da, regia, vă rog să prezentăm declarația politică a domnului Mihai Lasca. Venim după o lună de proteste ale fermierilor și transportatorilor români. Proteste pentru care s-au găsit doar soluții de peticire și de amânare a deznodământului. Mai exact, falimentarea agricultorilor și a companiilor de transport autohtone. La nivel global, protestele fermierilor sunt o reacție la politica verde implementată în tot Occidentul sub pretextul schimbărilor climatice, cu scopul de a redistribui terenurile agricole de la micii fermieri la marile corporații. Însă, când discutăm despre problemele fermierilor români, nu avem cum să nu punem punctul pe i. Suntem singura țară din zonă care nu doar că permite tranzitarea produselor agricole ucrainiene, dar și importul acestora. De aproape 2 ani de zile, România este pur și simplu invadată de aceste produse modificate genetic, neconforme cu standardele agricole ale Uniunii Europene, dar ieftine și prin urmare preferate de piață. Și pentru că nu era suficient, în septembrie 2023, Ministrul Transporturilor ne comunică că s-a angajat în fața ucrainienilor să accelereze tranzitul cerealelor din Ucraina de la 2 la 4 milioane de tone pe lună, blocând practic canalul Sulina, perturbând major portul Constanța, dar și transportul terestru.
Acestea sunt problemele despre care nimeni nu vrea să discute. Nici presa, nici autoritățile, nici măcar liderii autodesemnați ai protestatarilor. Dragi români, e momentul să conștientizați că actualii guvernanți sunt simple marionete complet decuplate de la nevoile poporului. Vedem cum în ultimele luni președintele României străbate organizațiile internaționale făcând lobby pentru fonduri mai mari acordate Ucrainei. A ieșit din concediu doar cât să reitereze sprijinul ferm al României pentru Ucraina. Proiectul de țară al lui Iohannis este acum reconstrucția Ucrainei. În urmă cu un an și acest Parlament a adoptat o declarație privind necesitatea participării semnificative a României la eforturile viitoare de reconstrucție post-conflict a Ucrainei. Uniunea Europeană a alocat până în acest moment fonduri de peste 67,7 miliarde de euro pentru un stat, atenție, nemembru, Ucraina. Aceste fonduri provin din bugetul comun al Uniunii Europene, buget la care România a contribuit de la acceptarea sa în urmă cu 17 ani cu peste 27 de miliarde de euro. Toate fondurile primite de la Uniunea Europeană au fost condiționate de cedarea suveranității naționale. Din acest motiv, în acest moment, guvernanții noștri sunt pur și simplu funcționari ai Bruxellesului, nu reprezentanți ai statului român. Prioritatea lor este Ucraina sau orice alt obiectiv al agendei globaliste, trasat de Comisia Europeană, nici de cum nevoile românilor. Dragi români, e timpul să începeți să conștientizați nivelul de trădare pe care îl exercită actualii guvernanți și să vă implicați activ la eliberarea țării de sub jugul străin, renașterea României și redobândirea suveranității totale. Deputat Mihai Lasca, Partidul PPR, Patrioții Poporului Român. Da, după părerea mea, a fost un discurs care esențializează problemele României și este de natură să trezească populația cu privire la problemele cu care ne confruntăm ca stat și cu privire la cine este sau nu patriot în această țară. Da, domnul deputat Lasca, Mihai Lasca, este singur deputat care spune adevărul în totalitate. Dacă ne uităm la celelalte partide, da, se vorbește de UE, se mai critică un pic de UE, dar toată lumea e încălzit că îți vină alegeri la europarlamentare, că mare fanfare și mare show și nu știu ce, de parcă suntem într-o dată pro-UE. De NATO e un mare tabu, nu pot vorbi de NATO, că toți sunt în pro-NATO. NATO domnul ne apără de Rusia. Domnul deputat Mihai Lasca este singur deputat în tot Parlamentul României, cu destul de multe scaune, 400 plus, dacă am înțeles bine. Da, da, da. Care spună adevărul și lucrurile pe nume și nu are nicio frică și niciun temă să abordeze orice subiect care deavantajeze România sau care poate fi un pericol pentru România. Așa este. Și tot respect, aș vrea să ne domnul... referim foarte pe scurt și mă adresez acum doamnei Oana Eftime. Ce a fost în opinia dumneavoastră cu această inițiativă de comasare a alegerilor despre care se tot vorbea cu PSD, cu PNL, care era de fapt obiectivul? Înțeleg că până la urmă s-au răzgândit, că nu vor să le mai facă, mâine se pare că se vor hotără. Dar da, care ar fi fost miza? Păi, cred că miza cea mai mare o are PNL-ul, care este într-o scădere foarte mare. Ei, având foarte multe filiale locale și destul de bine constituite, că au rămas și lideri la nivel local, au vrut să se cumuleze aceste alegeri, alegerile europarlamentare și cele locale, în primul rând, că momentan asta e miza, cele mai apropiate, pentru că în speranța că omul pune ștampila la nivel local pe membru PNL, poate va face confuzia și o va face și în europarlamentare. Și cred că pe același criteriu a mers un pic și PSD-ul. Doar că nu s-au înțeles foarte bine. Aici sunt și niște probleme de constituționalitate, exact. și probabil că vor renunța. Rămâne de văzut. Înțeleg că PSD-ul a pus concluzia că dacă PNL-ul e de acord cu candidatul la președinție al PSD-ului, atunci ei vor fi de acord cu comasarea.
dar ei știu care e candidatul lor, la, li s-a comunicat, au primit în plic care va fi candidatul PSD-ului sau PNL-ului, da, sau al acestei alianțe. Deci e clar că au niște jocuri. Este evident că, cred că este primul an în care suntem în luna februarie și nu știm care este candidatul partidelor mari. Pentru că așteaptă ordine de afară. Sunt atât, au ajuns în acest punct în care nu pot să ia nicio decizie singură. Da, și singur. Contextul internațional e foarte volatil și ei nu știu cum se înclină balanța. Dar nici nu mai ascund. E pe față acum. Că exact. Da. Înainte mai încercau să ascundă, să mai, dar nici nu mai ascund. Că... Așa este. Domnule Cramer, vreau să vă întreb acum... referitor la aspectul pe care l-ați menționat la început, că dumneavoastră ați fost membru AUR și nu ați fost foarte mulțumit de ce ați găsit acolo și v-ați înscris în PPR. Ce ați găsit în AUR, ce nu v-a plăcut, ce v-a plăcut în PPR? AUR cred că a trădat cauza suveranistei România, că mulți, și domnul deputat Lasca a pornit de la AUR, iau la fel, am crezut în cauza noastră suveranistă, eu fac parte din mișcare și voluntar de câțiva ani, din 2015, cunosc foarte mulți oameni care au pornit în acest drum, atunci a ieșit AUR. Nu a mai fost o altă inițiativă cu ADN, am fost și ADN a fost o... ADN? ADN a fost o altă inițiativă politică, dar n-a trecut atunci de pragul... Spuneți mai tare, doamnă. Da, cred că Alianța pentru Demnitatea Națională a fost europarlamentar Cătălin Ivan. Corect. Alianța pentru Demnitate? Demnitatea Națională, cred. Demnitatea Națională. În 2020. Da. Și atunci AUR a trecut acest prag electoral și cred că toată lumea s-a aliniat în jurul AUR-ului, pentru că asta a fost atunci vocea suveraniștilor. Și atunci cu lockdown-ul și cu se vrea să înțepe toată lumea, și AUR a fost o parte din mișcarea asta de rezistență. Și pentru asta o să aibă întotdeauna respect, asta văd și pe media. Dar nu în totalitate. Nu în totalitate, erau și multă altă... De exemplu, eu vreau să fiu onest, doamna senator Diana Șoșoacă... La fel. La începutul pandemiei a făcut o declarație politică în Parlament vorbind de efectele adverse ale așa zisei vaccinări. Corect. Și a fost dat afară din AUR. Știu. Deci, știu și mi-a plecat de acolo și așa mai departe. Eu am cum zic, a fost parte din organizație locală la Ilfov, la Balutest și treptat am dat seama că ei toți sunt pro-NATO și mai ales când a izbucnit conflictul în Ucraina. Într-adevăr, am citit și eu mai mult despre multipolaritate, m-am aprofunzat un pic mai mult, mai ales eram deja destul de, America o țară multipolară, nu, olandezi, avem istorie și cu Rusia și cu... George Simion afirmând că Putin este un criminal, atunci am ieșit, nu, noi vrem să fim cu NATO și de asemenea, dumnealui pe momentul ăsta nu mi-am fost activ în partid. Dumnealui are un proiect că dacă ajunge la guvernare, să aducă 800 de mii de evrei să le dea cetățenie în România. A fost o... Hai să povestesc ceva. Noi am avut un congres internațional în februarie 2022. Noi, și a fost atunci la AUR a fost. Așa. Da, în trecut. Și a fost anumite grupuri de discuție. Și au venit vreo 72 de parlamentari de afară și a fost dezbatere pe partea de vaccinare cu domnul Teres. George a fost pe partea de nu cu război în, sau iminent, încă nu începuse război. Era câteva zile înainte. V-aș vrea să fiți un pic mai subțin. Da. Scuze. Și atunci am zis acest panel, România trebuie să se ocupe acum de CNU-ți. N-am zis literar trebuie să ocupe de CNU, pentru că nu e ocupare, e eliberare teritoriului. Dar am zis, poate, vorbiți voi cu rușii că ei au grijă de teritoriile lor. Și voi, chiar Rusia e dușman? În sensul ăsta am pus întrebare. Dar când am văzut momentul ăsta, eu nu eram cunoștin, cum să zic, am realizat că rusofobia și rusofobie a unora este atât de vehement și atât de radicinit și
Într-un fel m-am speriat când am aflat la AUR că există rusofobia atât de potă mai mult decât la celelalte partide. Și nu, asta nu. Și asta e motiv principal de ce susțin pe și de ce am venit în partidul PPR. Afară de, na, ne știm și la nivel personal, dar este singur glas în România care este înainte de tuturor, care prevede deja în ce direcție lucrurile vor merge și dacă ei, poate celălalt, hegemoniștii lor, continuă acest drum, vom avea război și am doi copii aici în România. Adică e o luptă pe viața sau moarte pentru noi. Da, adică dacă ei au calea lor și nu se oprește nimeni acest hegemonist natotistic, cum se mai spune. Ai văzut în stagul NATO există un swastika? Dacă nu uitam bine, simbolul e un swastika. E o mișcare nazistă. E o cruce acolo ceva. Nu, e un swastika. Mm-hmm. Se vede clar un swastika acolo. Toți cei care au condus NATO au fost naziști. România din nou se va alia cu naziștii? Din nou vom merge în direcția asta? Asta e marma îngrijorare. Atât am de spus. Da, mulțumesc. Sigur, eu dacă ar fi să fiu așa în conformitate cu standardele CNA, trebuie să menționez că este opinia noastră că toți cei din care au fost la conducerea NATO au fost naziști. Dar fac completarea mea personală, într-adevăr, urmărind biografia principalilor șefi NATO, se constată că au într-adevăr filiații cu Germania nazistă. Bun. Domnul președinte Mihai Lasca, ce urmărește partidul PPR pentru anul 2024? Cum vă mobilizați în privința procesului electoral? Ce mesaj ați da poporului? Vedeți de ce se numește patrioții poporului român? Pentru că patrioți înseamnă poate să fie și domnul Cramer, care într-adevăr iubește România poate mai mult decât cei care își pun slava Ucraina la profilul de Facebook, de exemplu. Ei fiind români. Patrioți, exact. Patrioți pot fi și cei de etnie maghiară și cei de etnie olandeză, moldovenească și așa mai departe. Ce ne dorim noi, ce ne propunem? Ne propunem să intrăm la toate cele patru rânduri de alegeri, cu toate că nu este ușor, deoarece avem nevoie de 200.000 de semnături pentru europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Însă vom face eforturi mari ca să reușim să le strângem și să putem fi și să contăm pe scena politică din România. Anul 2024 este unul decisiv, se va hotărî soarta țării noastre pentru foarte mulți ani înainte și de aceea trebuie să luăm atitudine, iar poporul român trebuie să se implice, pur și simplu să intervină în acest proces electoral, iar participarea la vot trebuie să fie maximă. Românii nu trebuie să asculte de cei care îi îndeamnă și care le transmit un mesaj că nu se poate schimba nimic, că degeaba votăm, că nu se ia în considerare. Se ia în considerare. Dacă anul acesta va fi o participare de 70-80%, jocurile acestor marionete ale străinilor nu mai pot fi puse în practică. Trădătorul Iohannis ne-a avertizat după al doilea mandat că funcția de președinte nu se decide de către poporul român, ci se decide la masa verde. E foarte grav ce a afirmat. Iar românii ce au făcut? N-au avut nicio reacție. Deci el ne-a spus că din afară s-a luat decizia că el să fie președintele nostru. Acum românii trebuie să participe la vot și să fie conștienți că de 34 de ani se rotesc aceleași partide, aceleași organizații politice care au dus România în starea în care ne aflăm acum. 2024 este anul patrioților. Gata, ne-am lămurit de cei care au fost până acum.
și trebuie să ieșim în față. Asta se va întâmpla în acest an. Nu mai putem să fim sclavi europei, nu mai putem să fim plătitori de miliarde de euro către armele fictive pe care NATO ni le bagă pe gât și nu mai putem să plătim 5 milioane de euro pe zi ca să întreținem soldați străini ca să ne apere de un dușman fictiv. De acord. Sunt constatări de bun simț. Este un îndemn la care cred că orice român în care mai vibrează sufletul și patriotismul este de acord. Vreau să vă întreb, doamna Oana Eftime, cum credeți că poate rezolva România sau cum putem obiectiva mai clar acest context al angajamentului României pe care îl vedem că la firmă președintele Iohannis, nici nu vine să-i spun președinte, pentru reconstrucția Ucrainei. România, ca și Uniunea Europeană, s-au angajat, dar mai degrabă asta e ca un bolovan care ne trage în prăpastie. Da, așa cum ați văzut, declarația pe care Mihai Lasca a avut-o săptămâna asta în Parlament s-a numit Distrugem România ca să reconstruim Ucraina. În martie 2023, foarte puțin mediatizat, Parlamentul a semnat o declarație de sprijinire a reconstrucției Ucrainei. În același timp în care au apărut la nivel internațional și acele vești cum că BlackRock și un fond de investiții urmează să formeze această bancă, înțeleg că deja s-au pus bazele ei pentru reconstrucția Ucrainei. Și chiar zilele astea a ieșit un articol că acesta este noul plan Marshall, mai nou al Uniunii Europene, pentru că planul Marshall a fost modalitatea prin care americanii au reușit să acapareze toate statele Uniunii Europene și suntem la nivelul la care suntem acum, exact, din aceste motive. Eu cred că lucrurile vor merge în aceeași direcție și oamenii ar trebui să se lase păcăliți. Agenda asta globalistă de care discutăm, mergem mai departe. Agenda 2030, acele obiective ale dezvoltării durabile, se vor implementa. Dar doar că anul acesta, fiind an electoral în atâtea state, se temporizează un pic, se pune o mică pauză și la noi se face același lucru. Dacă ne uităm doar la ce legi s-au votat în anii trecuți și impactul lor, îl vom vedea după 2024, după alegeri. Deci dacă clasa politică rămâne în aceeași formă, dacă la guvernare se vor afla partidele astea care au implementat practic și măsurile astea în pandemie. Adică asta ar trebui să fie un criteriu pentru toată lumea. Nu pot să pun ștampila pe PSD, PNL, UDMR, USR, pentru că au fost la guvernare și au implementat aceste restricții și foarte mulți din vectorii lor de imagine au urlat după vaccinare obligatorie, certificate și așa mai departe. Și au arătat clar orientarea, chiar dacă s-au schimbat între ei, aparent opoziția și puterea. Da, și chiar dacă simți că nu ai ce să votezi, măcar acel vot anti-ceva ar trebui să te mâne aceste marionete care au putut trece românii prin etapele astea în corect. Acea Domnul Cramer, manieră. Dacă doriți să completați ceva. Scurt, s-a acordat în Ucraina acum din partea UE, vorbesc, nici măcar de 90 de miliarde care a venit din SUA. Deci, împreună, ar fi undeva 160-170 de cele din SUA vin sub formă de împrumut. Cele din Uniunea Europeană, nu. Corect, asta e mare diferență. Da, este o mare diferență. Adică tot Uniunea Europeană este subgrumată. Corect, e un punct foarte important. Da. Exact. Și 93 de miliarde primește MOCA Ucraina, adică regimul nazist din Kiev. România a primit pe 17 ani de când este membru UE undeva un 61-62 de miliarde de euro. Deci ei au primit cu 93-94 de miliarde, România 61 de miliarde. Și am contribuit la bugetul Uniunii Europene cu 27. Dacă facem calculul și punem industria distrusă și toată ideologia asta tâmpită pe care suntem obligați să o înghițim acum, încălzirea globală, LGBT, drepturile minorităților sexuale și alte aberații, pierderile sunt mult mai mari. Așa este.
Al doilea lucru, scurt, asta e ultimul punct. Se zvonește de Schengen militar. Ce înseamnă Schengen militar? Că orice trupă străină poate să ocupe România, fără să mai arăta pasaportul sau niciun clearance, cum se spune în engleză, niciun verificare. Deci orice, dacă ești nem sau austriac sau ai o armată austriacă, se poate intra din nou în România. Armata ungureză se poate intra din nou în România, nu mai există nicio verificare. În schimb, dacă vorbim de Schengen, eu cum nu sunt mare, eu nu mă implic în discuție, asta Schengen nu e bine. Bine că m-ați păstrat baza la graniță. Eu nu sunt fan de Schengen. Dar acum s-au implementat Air Schengen. Ce înseamnă asta? Că România a devenit o groapă de gunoi pentru toți cei imigranții ilegali. Săraci și de ei, că sunt și ei un instrument de manipulare. Să corect, fim, masă de manipulare. Corect. Și acum, mai ales Austria, din nou Austria, va și deja se întâmplă multe zboruri spre România. Imigranții ilegali vin aici și după aceea nu mai pot să plece niciodată pentru că există un pas, scuze, un vamaș Habsburg, la graniță, care va spune când tu ies din țara ta sau țara dumneavoastră, Ausweis bitte! La asta am ajuns. Am și o concluzie personală. Din punct de vedere al studiului relațiilor internaționale, Ucraina este un punct de inflexiune pentru că marchează trecerea de la sistemul de relații internaționale unipolar către cel multipolar. Dacă Ucraina ar reuși să fie menținută ca un cap de pod al Occidentului împotriva Rusiei, astfel încât Rusia să poată fi până la urmă îngenunchiată, așa cum este planul occidental, atunci s-ar menține unipolaritatea. Dacă Ucraina este pierdută și Rusia se afirmă ca o superputere, atunci inevitabil intrăm în era multipolară. De aceea vedem Occidentul colectiv, toată Uniunea Europeană, Statele Unite, în special Partidul Democrat, Deep State-ul, sunt pur și simplu în fibrilații de a menține Ucraina sub control occidental. Pentru că ei sunt conștienți că dacă Ucraina pică, atunci unipolaritatea și visele lor de guvern mondial sunt năruite definitiv. Dar lumea se modifică, BRICS-ul se afirmă pe zi ce trece, este o realitate, China a devenit economia numărul 1 a lumii și transformările astea nu mai pot fi împiedicate nici cu dolarul, nici cu pe plan militar, economic, nici cu imigranți, nici cu Soros. De aceea și guvernanții români sunt într-o mare stare de confuzie că nu știu căror stăpâni urmează să se închine și cine o să le dicteze mai departe ce au de făcut. Dar rămâne de văzut, țineți aproape cu Global News și cu partidele patrioților pentru că urmează vremuri foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, domnul Mihai Lasca, doamna Oana Eftime, domnul Cornelius Kramer. Dragii noștri, să ne revedem cu bine. Doamne ajută, la revedere!